Fermierii și vizitatorii care au trecut pragul expoziției în câmp Agriplanta au avut ocazia să vadă loturile demonstrative înființate de echipa Everdem, respectând astfel promisiunile de la simpozionul Noutăți în tehnologia de înființare și exploatare de pășuni și fânețe cultivate, Cluj-Napoca, de la începutul acestui an. Ne aflăm la locul expoziției, unde în urmă cu câteva minute am făcut o demonstrație în ceea ce privește cantitatea de masă verde pe care care se obține la prima coasă. Nu cape. 20 de kilograme. Asta unul și asta unul. În total 42 de kilograme. De pe 4,6 metri pătrați. Am luat aleatoriu două amestecuri, și anume Catmax Alpha Protein și Catmax Clover Protein. Cantitatea obținută la prima coasă a fost de 80 de tone per hectar, făcând o estimare la hectar de pe metru pătrat. Cantitățile pe care le vedeți aici sunt pe o suprafață de 4,6 metri pătrați, și anume de la un amestec cu Versa Max Hot and Dry am obținut 42 de kilograme, de la Lucerna Creno în cultură pură, tot pe aceeași suprafață de 4,6 metri pătrați s-au obținut 25 de kilograme. În ceea ce privește amestecul Catmax original, care este cu destinație pentru cosit, pe o suprafață de 4,6 metri pătrați, la prima coasă s-au obținut 34 de kilograme. Iar la amestecul Graze Max Hot and Dry, care este un amestec în mod deosebit cu destinație pentru pășunat, s-a obținut o cantitate de 30 de kilograme pe o suprafață de 4,6 metri pătrați. Pentru loturile folosite la demonstrații în timpul expoziției Agriplanta, însămânțarea a avut loc la sfârșitul lunii martie. Bineînțeles, am avut parte de ajutorul precipitațiilor, care au fost în decurs de 80 de zile undeva la 150-200 de litri pe metru pătrat, ceea ce a fost un lucru foarte bun. Și rezultatele sunt pe măsură. Amestecurile nu se pot erbicida deocamdată. De aceea, semănatul în rânduri reprezintă un avantaj de a combate burenile pe cale naturală. Toate aceste amestecuri sunt create pe baza unor studii îndelungate făcute de cei de la DLF Trifolium Danemarca, amestecuri care se bazează pe leguminoase și graminee perene, care să satisfacă toate necesitățile fermierilor, crescătorilor de animale, vaci de lapte, taurine la îngrășat, oi, caprine și așa mai departe. Pentru fermieri, Everde importă o gamă largă de produse destinate înființării, conservării și refacerii pajiștilor și pășunilor sub denumirea de Forage Max. În completare, comercializează și toată gama de graminee, prenee și leguminoase furajere, respectiv lucernă, trifoi roșu, trifoi alb, ghizdei, lolium perene, festuca pratense, folium pratensis, dactylis glomerata. Toate produsele au fost testate în condițiile pedoclimatice specifice României prin înființarea loturilor demonstrative în toată țara cu semănătoare de primăvară. Să încep cu partea de nord. Avem în județul Satu Mare, în două locații, la Petrești și la Giurtelec, urmată de lotul demonstrativ de la Gherla, de la domnul Ciurea. În zona Moldovei avem la Țigănaș, în zona Brașovului la Bran, la Alba Iulia, la cele două ferme de la DN Agrar, în Corabia, în județul Olt, aproape de Dunăre, și la Timișoara, la Lugoș, în județul Timiș, de fapt, la Lugoș, și lângă Timișoara, în localitatea Obad. Am uitat să menționez că mai avem un lot demonstrativ, tot cu semănătoare de primăvară, la Avrig, în județul Sibiu. Urmează ca în campania de toamnă să atingem alte puncte din țară încât să cuprindem o suprafață cât mai mare, deoarece condițiile meteo diferă
de la o regiune la alta și de asemenea și pământul. Dar nu toți fermierii sunt convinși de beneficitatea utilizării unui amestec pentru furaje în locuri lucernei pure. Încă fermierii sunt, merg pe ideea clasică de lucernă. Bun, de acord cu lucerna, pentru că o cunoaște toată lumea, este comună. Lucerna oferă proteină, să zic așa. E, dar un amestec în care avem o combinație de leguminoase cu graminee suplinesc și alte mai micro și macro elemente de care au nevoie animalele. De aceea, cu cât cantitatea de calitatea furajului este mai bună și cantitatea, după cum s-a văzut acum, după urma demonstrațiilor pe care le-am făcut, oferă o producție de lapte pentru vacile destinate pentru lapte și o producție de carne pentru vacile destinate pentru carne cu mult mai mare. Un subiect intens dezbătut de fermieri este supraînsămânțarea, amestecurile oferite de Everde putând fi folosite cu succes în acest caz, implicând o reducere a costurilor. Supraînsămânțarea se face în momentul în care productivitatea de pe terenul respectiv scade undeva la 50%, să zic așa. Ca să nu înființăm o cultură, poate fermierul nu dispune de o sumă de bani pentru înființarea de unei noi culturi, putem să-i prelungim viața prin a face supraînsămânțarea. O putem face foarte, foarte ușor, mergând cu un utilaj care să miște puțin terenul la suprafață și să venim ușor cu o semănătoare și să introducem semințele undeva la maxim un centimetru în sol. Bineînțeles, de asemenea, așa recomand să se facă și supraînsămânțarea pe rânduri în două sensuri diferite. Ajută foarte mult atât la densitate, cât și la uniformitate și, bineînțeles, la combaterea potențialilor buruieni care ar putea să apară pe locul respectiv. Pentru supraînsămânțare, pășuni și fâneți, avem un amestec special, se numește Gras Max, special creat pentru supraînsămânțare. Oferim și detalii tehnice, chiar un CD în limba română, care e foarte ușor să fie pus în practică. Iar dacă nu este pe înțelesul lor, venim și cu detalii tehnice la telefon sau chiar ne deplasăm până la parcela fermierului respectiv. Fermierii au început să facă supraînsămânțări, deoarece costul este foarte mic în comparație cu o lucrare de începută de la zero, prelungind durata de folosință a fânețe sau pășunii respective până la 4 ani de zile. Chiar dacă amestecurile puse la dispoziție de Everde sunt de calitate ridicată, posibilitatea achiziționării acestora la un preț sub cel de listă nu este ocolită de fermierii cu experiență. Periodic avem promoții la anumite produse, cel puțin unul sau două produse din amestecurile furajere le promovăm la un preț sub prețul de listă, ocazie ocazie de care profită cei știutori, în sensul că cumpără amestecuri profesionale la un preț mult mai mic decât prețul lor real. Iar rezultatul apare imediat în producția de lapte, producția de carne, ocazie cu care fermierii se întâlnesc foarte rar să profite de aceste prețuri foarte, foarte mici. Acum avem promoții la pășuni. În primăvară am avut promoții pentru amestecurile recomandate pentru coasă și pentru păstrarea lor ca și fân sau siloz. În perioada de toamnă o să venim cu noi promoții atractive pentru fermierii interesați să facă o agricultură performantă.